Deputatul Ștefan Alexandru Băieșanu a declarat astăzi în cadrul emisiunii Ulițele Sucevei că numărul deceselor din cauza virusului COVID-19 este de 238 de persoane și nu de 159, cât au fost raportate grupului de comunicare strategică. Valeriu Gavrilovici, directorul medical al Spitalului de Urgență Suceava, în cadrul unei conferințe de presă de astăzi, a raportat pentru fiecare lună numărul deceselor survenite în urma infectării cu virusul COVID-19. Conform doctorului Gavrilovici, în perioada 1-7 mai au decedat 18 persoane. În luna aprilie au decedat 149 de persoane, iar în martie au decedat 19 persoane. Ar veni în total 186 de persoane plus alte 37 de persoane suspecte că ar fi decedat din cauza coronavirusului înregistrate în registrele de la UPU și sunt în total 223 de persoane, suma apropiată celei menționate anterior. Se adeverește încă o dată cele spuse de Ștefan Alexandru Băieșanu, care de mult timp afirmă că numărul deceselor raportate către grupul de comunicare strategică de la Suceava nu era cel real. Cerut expres pentru că mi s-a adus la cunoștință că în spațiu public au circulat fel și fel de cifre. Cifrele oficiale pe care am cerut permisiunea și suntem autorizați să le comunicăm, în luna mai, deci de la 1 mai au fost 18 decese, în luna aprilie, conform certificatierului de la morgă, au fost 149 de decese, iar în luna martie, pentru că vorbim de începutul pandemiei și de niște raportări care la vremea aceea nu erau foarte clar standardizate, confirmate de către Direcția de Sănătate Publică, sunt 19 cazuri. La acestea se pot adăuga, bineînțeles, câteva cazuri, e vorba de cele decedate în UPU și la Serviciul de Medicină Legală, în aprilie, respectiv în martie, dar cifrele nu se schimbă semnificativ. Astea sunt tot de COVID, ce spuneți? Poate tot ce am spus tot de sunt COVID. De COVID. Da. În martie se mai adaugă un număr de suspecți, 37, așa sunt ei în statistică, suspecți, în luna martie. În luna aprilie nu mai vorbim de suspiciuni, vorbim despre COVID, date oficiale, repet.